și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Această slujire cuvântătoare și fără de sânge și te chemăm și te rugăm și cu milință la tine cădem. Trimite pe Duhul Tău cel Sfânt peste noi și peste aceste daruri ce sunt puse înainte și fă adică pâinea aceasta, cinstită cu al Hristosului Tău. Amin. Iar ceea ce este în potirul acesta, cinstită sânge al Hristosului Tău. Amin. Revăcându-le cu Duhul Tău cel Sfânt. Amin. 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 Pentru ca să fie celor care se vor împărtăși spre trezirea sufletului, spre iertarea păcatelor, spre împărtășirea cu Sfântul Tău Duh, spre împlinirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea cea către tine, ea nu spre judecată sau spre o sândă. Încă aducem ție această slujire cuvântătoare, pentru cei adormiți într-o credință, strămoși, părinți, patriarhi, proroci, apostoli, propovăduitori, evangheliști, mucenici, mărturisitori, pustnici și pentru tot sufletul cel drept care s-a săvârșit într-o credință.
Părintea de prea toată de Dumnezeu născătoarea și vârea Fecioara Maria.